10 persoane au fost autoizolate în Crihalma, comuna Comăna. Oamenii au venit din Italia, iar autoritățile s-au asigurat că aceștia s-au autoizolat la domiciliu. Pe data de 9, în jurul orelor 20, am fost informați că au ajuns din Italia, din zona Bologna, 10 cetățeni cu domiciliu în satul Crihalma. Noi știam din cursul zilei de 9 că vor veni acasă de la membrii familiei care au luat legătura cu ei. Și deja ne-am mobilizat, știam exact nominal ce persoane sunt care trebuie să vină și cum au venit acasă, au ajuns seara. Ei, când au intrat în țară, au semnat acel angajament de autoizolare și să nu ia contact cu restul familiilor și, din câte știu, l-au respectat în seara respectivă pentru că nu erau inconștienți să intre în contact cu membrii familiei, după care, la prima oră, la ora 7, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am informat Prefectura, DSP-ul și Inspectoratul Județean pentru situații de urgență prin adresă și i-am informat și de măsurile pe care le-am luat. Am fost sprijinit de către un echipaj al poliției române cu mașină, un echipaj al jandarmeriei de la Făgăraș și ei tot cu mașină, primarul, adică eu în persoană și cu viceprimarul, am luat o tabuci în mână și cu toate celelalte echipaje ne-am dus în fața casei pentru că știam exact unde stau, că până la urmă sunt cetățenii noștri. Și am informat să nu bagatelizeze acel angajament de autoizolare și nici să nu intre în contact cu ceilalți membri ai familiei. Și ne-am dus absolut la toți cei în cauză. Noi am închis școlile din data de 10, tot urmarea unei discuții în Consiliul Local pentru Situații de Urgență, deci o zi mai devreme le-am închis decât cât s-au închis în toată țara. Școlile au fost dezinfectate cu o săptămână înainte pentru că anticipam că s-ar putea să vină concetățeni de-ai noștri din Italia și știam că până la urmă se va recurge la această măsură de a se închide instituțiile și noi le-am dezinfectat, le-am curățat și absolut toate instituțiile de învățământ. Astăzi au fost luate și alte măsuri de prevenire în această comună. Astăzi am luat măsuri, Consiliul Primăriei este în permanență un gardian la intrare care nu permite accesul la mai mult de o persoană pe compartiment. Avem soluții de dezinfectare, fiecare care intră se dezinfectează de mâini, se șterge cu prosoape de unică folosință, se spală pe jos cu flori din oră în oră. Echipaje ale poliției în fiecare trec cel puțin o dată prin fața casei celor în cauză ca să știe că sunt monitorizați și nu cumva să se gândească să părăsească curtea. Începând încă de aseară, noi avem un contract cu Direcția de Pază și Ordinea Consiliului Județean și gardienii, agenții care sunt angajați acolo, au patrulat prin fața casei respectivilor și acest lucru se va face până vor expira cele 14 zile în care ei trebuie să stea în casă. Noi avem legătura în permanență cu ei prin telefon, ei au telefoanele noastre că sunt publice. Din câte am înțeles, aseară în jurul orei 22 de la Direcția de Sănătate Publică, prin SMS am fost informat pentru că noi am transmis și la prefectură și la Inspectoratul Județean pentru situații de urgență și la DSP nominal persoanele care sunt în cauză și deocamdată un lucru este clar, niciunul, dar niciunul din ei nu prezintă simptome că ar fi contaminat